Bună, Leu, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 24-30 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragi lei, săptămâna începe cu un avertisment pentru voi, și anume, atenție foarte mare, da, pe anumite propuneri care vi se fac din punct de vedere profesional. Atenție cu cine vă aliați. Atenție ce promisiuni faceți. Atenție ce declarații faceți voi în spațiul public în această săptămână, pentru că vă pot afecta foarte mult cariera în timp, da? Bineînțeles că vi se poate propune ceva foarte interesant, foarte drăguț, doar că fie acolo este vorba despre o pierdere de bani pentru voi, fie este vorba despre o situație în care nu sunteți suficient apreciați. Da? Și atenție foarte mare pe zona dușmanilor ascunși. Sunt persoane acolo care își urmăresc și ele interesul și poate să fie o poveste din care pur și simplu voi ieșiți strălucind într-un mod pozitiv sau nu. Da? Însă fără nici o dovadă, da, fără nicio recompensă palpabilă. Da? Asta e foarte, foarte important pentru voi. Apoi, tot săptămâna asta, uite, vine cu niște decizii pe care tu le vei lua legate de muncă, legate de activitățile tale din viața de zi cu zi. Probabil acolo ai foarte multe lucruri de făcut, ai responsabilități suplimentare sau pentru alții lei este vorba despre decizii care țin oarecum și de starea voastră de sănătate. Da? Planul spiritual vă poate ajuta extraordinar de mult. Acum depinde și de voi ce faceți. Da? Intuiția, în mod special, vă poate scoate din tot felul de lucruri ciudate. Adică, dacă ieși și simțiți că omul ăla nu e de încredere, sau dacă vi se întâmplă tot felul de sincronicități din acestea, nu știu, ajungeți greu la o întâlnire, prindeți roșu la semafor sau vedeți că ceva acolo nu se leagă, apar piedici, cum se spune, blocaje. Ei, vedeți că sunt semne din partea Universului că nu e ok pe acolo. Da? Acum, dacă vreți să ieșiți bine din poveste, da? Bineînțeles că spre finalul săptămânii lucrurile devin puțin tensionate și pot apărea pentru tine fie conflicte, tensiuni în relația cu șefii, în relația cu rudele, în relația cu persoanele cu autoritatea asupra ta, partenerul de viață, părinții, nu știu, zona aceasta sau chiar zona instituțiilor publice. Însă, pentru alții lei, pur și simplu sunteți prinși în ambele părți, da, pe final de săptămână și nu știți ce să faceți. E ca și cum sunteți împărțiți între mama și tata, da, între partea profesională, partea personală. Deci, vedeți ce faceți. Bun, spre finalul săptămânii, lucrurile se mai detensionează așa puțin, pe de o parte. Întrucât vei avea parte de o surpriză foarte interesantă legată de un vechi colaborator, de o veche persoană care revine în viața ta. Sau uite, ceva legat de o veste pe care o primești de undeva de la distanță, dar cumva este ca un secret care ți se încredințează. E o discuție acolo interesantă și e ceva ce are legătură și cu un contract, cu un parteneriat. Alții lei, nu știu, vă faceți tot felul de planuri mai ascunse, mai ciudate. Da? Și asta, pe de altă parte, e bine. Vreau să mai menționez faptul că e foarte important pe finalul săptămânii să fii foarte, foarte atent, da? La provocările care pot apărea, mai ales dacă ești o persoană care intră în contact cu mulți oameni, dacă ești o persoană cunoscută, pentru că pot apărea provocări, da? Pot apărea provocări. Să spun că, nu știu, ies în spațiul public cu nu știu, o vorbă despre tine, da, sau anumite informații care nu sunt reale, sau poate să fie cineva care să te provoace prin modul de a comunica. Unii lei chiar e posibil să nu vă simțiți suficient apreciați, da, și de aici să începeți să acționați. V-am spus, planul spiritual vă poate ajuta, ascultați-vă intuiția că e un moment din care puteți să ieșiți bine. Uitați cu Mercur acolo retrograd în Taur, puteți să vă reanalizați puțin cariera voastră. Dacă vă place ceea ce faceți, dacă nu vă place, dacă se merită din punct de vedere financiar, dacă nu se merită, da? Chiar discutăm și despre viitorul vostru, despre viitorul unei relații, cum vă vedeți voi în viitor.
vă vedeți singuri, împreună cu cineva, vă vedeți să continuați pe cariera asta pe care v-ați ales-o. Da, hai să vedem și arhanghelii ce transmit. Uite, mesajul este iertarea divină. Da, și partea asta de iertare te poate ajuta. Numărul 7, foarte important pentru tine în această săptămână. Culorile importante sunt mov, portocaliu, roz, albastru, galben, iar arhanghelul Zadachiel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Trezesc în ființa ta starea de compasiune, care te ajută să vezi tainica lumină divină în ceilalți și în tine. Te inspir să descoperi dimensiunea profund vindecătoare, pregnant, liniștitoare și dumnezeiască a iertării. Cu alte cuvinte, în această săptămână tu vei da dovadă de compasiune față de ceilalți, da? Vei reuși să vezi dincolo de planul acesta fizic, ți-am spus că intuiția te ajută extraordinar de mult. Însă ți se cere să ierți. Poate să te ierți în primul rând pe tine, lasă-i pe ceilalți, începe cu tine că e cel mai ok așa. Pe tine, iartă-te că suntem oameni și cu toții greșim. Nu e om pe lumea asta care să fie perfect sau care să nu greșească. Deci, iertarea e foarte importantă. Hai să vedem, dragilei, și tarotul ce transmite. Ce trebuie voi să cunoașteți? Hai să vedem, dragilei. Ce trebuie să știți? Hai că e o săptămână foarte interesantă pentru voi. Roata destinului, prima carte. Este clar o săptămână cu schimbări pentru tine. Wow, foarte multă concentrare văd aici pe planul material pentru tine, pe planul fizic. Văd și multă încăpățânare, da? Poți avea legătură cu persoane care, știu eu, nu vor să renunțe la un anumit lucru sau persoane pentru care partea asta financiară contează mult, dar aici te poți regăsi și tu, da? Șapte de bâte. Cineva aici parcă se luptă cu destinul, da? Ori te lupți tu, ori se luptă cineva din jurul tău. Este vorba despre o provocare care apare, dar este și un moment în care tu, uite, vei încerca aici să îi convingi pe ceilalți de un anumit lucru, în cadrul unui eveniment, sau poate este vorba despre o sărbătoare. Roata destinului aici vine și schimbă foarte mult o relație în care ești. Este singura arcană majoră din citirea ta, da? Roata destinului vine cu un final, dar vine și cu un nou început. Lucrurile încep să se miște cu sau fără voia ta. Să știi că această carte înseamnă noroc, da? Mai ales în acest context. E ca și cum ești rupt dintr-o poveste în care nu te mai simți bine. 10 de monede la baza manifestărilor tale. Este o săptămână în care vei fi înconjurat foarte mult de oameni, te vei ocupa de casă, de familie. O săptămână în care stabilitatea financiară va conta extraordinar de mult pentru tine. Asul de monede în inima ta îmi spune mie despre faptul că ești foarte sigur pe tine. Te simți foarte mulțumit, împlinit, în legătură cu persoana iubită, în legătură cu un copil, în legătură cu familia ta. Asul de monede poate să vină și cu o nouă casă pentru tine sau o noutate legată de casă. Fie că îți cumperi o lenjerie nouă, fie că îți cumperi ceva nou, pentru alți lei pot fi chestii mai mari de atât. Da? E o nouă etapă pentru tine din punct de vedere personal. Pentru unii, da, poate să fie vorba și despre o nouă persoană, dar aici v-aș recomanda să fiți puțin atenți. 8 de monede în mintea ta, munca este foarte importantă pentru tine în această săptămână, te vei ocupa foarte, foarte mult de partea aceasta, fie că discutăm despre muncă pe lângă casă, fie că na, mergi la muncă, însă uite, e un moment aici în care fie cineva te amână cu banii, fie e cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Pajul de spade mai avem aici, cineva este foarte curios să te cunoască, cineva este foarte curios în legătură cu tine. Văd aici niște discuții foarte sincere pe care le vei avea, însă simt aici foarte multe energii de noi începuturi. Avem doi valeți, asul de monede, roata destinului care și ea predispune spre o trecere. Deci este o săptămână cu noutăți pentru tine, fie faci activități noi, cunoști oameni noi. Ai parte de emoții noi. Pajul de cupe. Pajul de cupe vorbește despre cuvinte de liniște, cuvinte de pace, cuvinte de apreciere pe care le poți primi
niște vești bune din partea unui copil sau din partea unei persoane mai tinere pentru alții lei. Și tot pajul de cupe îmi spune mie despre faptul că în această perioadă persoanele din jurul tău vor fi mult mai emoționale decât de obicei. Și pe aici, da, poate să apară o schimbare. Doi de monede. Doi de monede vorbește despre o perioadă în care fie primești bani, dai bani la rândul tău. Doi de monede poate să însemne și faptul că ești prins între două activități, între două lucruri diferite în această perioadă, dar ai și o persoană care nu este decisă încă, cineva care stă și calculează, cineva care stă și cântărește foarte bine toată povestea asta. Bun, dragi lei, cam acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te aștept și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dacă vrei să te alături acestei comunități, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru toate citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru acest an 2023. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și să ne revedem cu bine și la previziunile zilnice pe zodii. Eu îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă, în care să reușești să-ți clarifici anumite probleme.